Aceasta este libertatea pocăiților, câștigată cu greu și probabil se profită greșit de ea. Foarte curând aceeași problemă o să o avem și cu Sfintele Scripturi. Pentru că până mai ieri a fost un om de un rafinament rar, lingvistic și intelectual, recomandat reginei Maria ca să ofere poporului român o scriptură în limba română literară, o limbă cursivă, o limbă prietenoasă pentru cei care vorbesc limba română. Și diaconul acesta, Dumitru Cornilescu, a luat Sfânta Scriptură de limbă greacă, de limbă ebraică, de limbă franceză, de limbă engleză, cum l-a stăpânit Duhul lui Dumnezeu atunci acolo și într-o muncă extrem de asiduă, în câțiva ani a pus într-o limbă așa de frumoasă Sfânta Scriptură, încât nu te poți sătura să o citești. În momentul în care a venit Revoluția, au prins toți pocăiții la așa numita libertate și au început Cornilescu revizuit, traducere nu știu de care, traducere nu știu de unde, traducere nu știu de cine, și se întrec aparițiile de versiune ale Scripturii, care în curând, voi nu puteți estima fenomenul acesta că nu sunteți implicat în el, în curând va fi un fel de Babilon. Fiecare va fi cu Scriptura lui, unul ținând de cuvântul dreptate, altul ținând de cuvântul neprihănire, altul ținând că acum vei fi cu mine în rai, altul ținând de acum suntem în rai și nu o să mai știm care și cine în ce credem. Ăsta este prețul libertății pocăiților și nu avem ce să facem cu el. Pentru mine este atât de deranjantă chestia asta de nu vă pot spune. Nu trebuie să fie pentru toți. Dar asta e o chestie interconfesională românească. Dar putem discuta și despre chestii numai în biserica noastră. Așa s-a întâmplat și cu cartea aceasta, care în opinia mea este un blestem pentru această biserică. Așa se întâmplă cu Spiritul Profetic, care tot la o jumătate de an apare o altă traducere. Adică o cucoană se scoală dimineața și vrea să traducă Spiritul Profetic și îl copie din alte cărți și câte un cuvânt care e mai arhaic îl pune ea mai modern și zice că e traducere. Sau un cucon de nu știu unde se apucă, traduce o carte, se plictisește, editura o publică, restul nu se mai publică. Adică, și dă-i Dumnezeu să audă cineva, să audă până la conferința generală. Adică, această desconsiderare științifică față de un scris, nu intru în zonă religioasă, este de o mediocritate și de o mizerie ieșită din comun. Dacă la înscrisurile seculare, societatea aceasta se formalizează și se stai un pic, domnule, cine ești dumneata? Aici e vorba de Lucian Blaga. Păi el a scris așa. Păi dumneata nu poți să-l publici. Păi de ce nu poți? Pentru că nu poți. N-am înțeles niciodată
De ce la noi nu poate exista cineva care să spună nu se poate? De ce la noi nu poate să existe cineva care să dea o lege odată și să spună, dragii mei, nu avem nimic împotriva nimănui, dar strângem bani, 200.000 de euro, să numim un colectiv de 6 oameni cu carte, care să traducă toate cărțile care le-a scris Ellen White, nu care le-am făcut noi. Și de la litera A până la Z să traducă opera aceasta, să fie apoi stilizată de câțiva teologi și apoi să se pună amprenta pe ea și să se spună spiritul profetic acum și pentru toți vecii. Și să apară ediția întâi, când s-or termina sau se epuizează tirajul, să apară o altă ediție și așa mai departe. În fiecare zi și în fiecare an, cineva să apucă să traducă spiritul profetic. Este cea mai înaltă formă de injurie și de batjocură la adresa scrierilor unui proroc, pe care societatea contemporană nu permite să se întâmple la adresa unui simplu poet sau la adresa unui simplu gazetar, față de articolul căruia toată lumea tremură și nimeni n-are voie decât cel autorizat să o facă. Dar noi așa ne-am învățat de tare cu această, nici nu știu cum să o numesc, cu această zeificantă părere despre noi, că tot ce avem ne aparține și cu tot ce avem facem ce vrem și noi suntem totul pe pământ. Nu suntem totul. Și vom plăti pentru asta. Și vom plăti scump. Se nasc, se ridică noile generații pentru care zice-se că s-au făcut aceste modificări. Și văd cum vin la biserică și tineri cu carte și scot din buzunar cartea aceea micuță de imne ce era în 72 sau care era și își deschide cartea aia și de acolo cântă. Ăla pentru care se zice că limbajul ăla l-ar deranja. Pentru că oamenii nu sunt proști, chiar dacă unii dintre noi ne-au făcut pe toți proști. Da. Și am această suferință, sigur, calul doar moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Probabil că așa am ajuns și eu. Am această suferință că la nicio realitate de imoralitate colectivă nu reacționați niciunul. Toți aveți mușchi ca să-l aruncați pe unul afară din hol, că nu știu ce face. Toți aveți mușchi ca să strigați că unul sta cu ochii deschiși la rugăciune sau o juca barbut în timpul rugăciunii. Dar când imoralitatea aceasta colectivă strigă pe ulițe, niciunul nu aveți mușchi, ci vă place. Sunteți entuziasmați. Îi dați conotații dumnezeiești. În loc să spuneți, până aici ne ajunge. Ori vă formalizați și sunteți oameni corecți, ori lăsați-ne în pace. Da. Dar veți plăti pentru asta. Și veți plăti scump. Ne întoarcem la momentele pe care le avem și continuăm ceasul acesta. Discutând despre felul în care Dumnezeu se uită la lucrurile noastre și la viața noastră cu scop răscumpărător. Deschid Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei la capitolul 26 și aș vrea să citim de aici câteva gânduri care se contextualizează
în zilele acestea în care creștinii, în felul în care au decis ei, își aduc aminte despre lucrarea lui Iisus Hristos. Matei, capitolul 26, începând cu versetul 47, Scriptura spune așa: pe când vorbea Iisus încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă. Amin. Mesajul din după amiaza aceasta are ca titlu o sintagmă care surprinde comportamentul meu și poate comportamentul vostru. Și sună în felul următor: ca Dumnezeu și totuși altfel. Repet: ca Dumnezeu și totuși altfel. Uneori ne punem în socoteală anumite părți ale vieții noastre să fie ca ale lui Iisus Hristos. Dacă ne gândim la iarna aceasta, toată țara noastră a încercat în cele mai frumoase moduri, cum a reușit ea, vorbim despre Biserica Adventistă, să arate oamenilor de pe lângă noi, să ne arătăm nouă înșine cât de important este să fim ca Iisus Hristos. Și genericul acesta, asemenea Lui, de pe cuvint, de pe buzele celor care au vorbit, până la cele mai nesemnificative moduri de reclamă, fluturași, mai complicați, mai simpli, peste tot era această imagine asemenea Lui, ca El. Și am încercat cu toții care ne-am prins în hora aceasta, dacă vreți, sau în armata aceasta, am încercat uneori chiar până la epuizare să ducem la capăt impactul și dorința ca noi și cât mai mulți oameni să fim asemenea Lui. Am avut aici evangelizare sub imboldul acesta, la Herghelia, la Sfânt Petru. Săptămâna trecută am avut la Poienile de sub munte, județul Maramureș. Peste două săptămâni o să am în Austria. Alți colegi de-ai mei, la fel, până la epuizare, simți că ți se termină totul, nu mai ai ce să mai zici. Adică ești terminat ca o baterie. Însă vreau să pun întrebarea aceasta:
Nu cumva sunt asemenea lui și totuși altfel? Aici apare o expresie, nu știu câți dintre voi v-ați oprit asupra ei, dacă nu greșesc, cred că o singură dată mai apare în Sfânta Scriptură, apare o expresie identică sau intim la fel cu felul în care Dumnezeu a vorbit într-o anumită zi. Sfânta Evanghelie după Luca, Matei, mă rog, notează la porunca lui Dumnezeu o zi din viața copilei Maria. Și ne spune că într-o anumită zi din viața ei, cineva din ceruri a venit la ea. Și bineția cea mai elegantă sau cea mai frumoasă sau bineția care să-i creeze cea mai mare încărcătură de împlinire acestei copile a fost următoarea. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Adică, așa a găsit Dumnezeu să-i spună femeii în felul în care percepe urechea mea românească. Sunt unii care iau pasajul acesta, mai ales dintre noi, dintre neoprotestanți, și duc expresia grecească într-o altă zonă, cumva să ne salvăm credința noastră, că noi n-avem nimic cu Maria și așa mai departe. Nu vreau să mă duc în zona aceasta. Că dacă mă duc în zona aceasta, s-ar putea să zic lucruri pe care nu vor oamenii să le audă. Și cel venit din ceruri la copila Maria o salută în felul acesta. Nu știu dacă s-a și înclinat. Cert este că i-a spus plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. Aici, în pasajul pe care l-am citit, nu știu în ce măsură era Iuda în cunoștință de cauză, de felul cum Dumnezeu i s-a adresat Mariei. Nu știu dacă Maria i-a spus asta Domnului Hristos și Hristos i-a spus și lui Iuda. Nu știu dacă exista un obicei sau un mod de a saluta în felul acesta atunci în anumite raporturi dintre oameni. Știu doar că Iuda preia exact această binețe a celui venit din ceruri și apropiindu-se de Hristos spune plecăciune ție. Adică exact cum a făcut Dumnezeu. Și totuși, fundamental, altfel. Realitatea aceasta care se suprapune atât de intim, atât de plenar, constituie pentru mine, dragii mei, locul din care nasc pentru mine și pentru voi un mesaj în această după-amiază. Pentru că eu și cu voi am preluat așa de multe comportamente dumnezeiești, încât dacă ar fi să
ne jude cineva pe aceste comportamente dumnezeiești, toți suntem în modul adevărat și întreg oameni sfinți. În cazul în care nu se împlinește această similitudine de care vorbesc, ca Dumnezeu și totuși altfel. Să luăm câteva exemple. 1. De fiecare dată când ești acasă tu și când sunt acasă la mine eu, de fiecare dată când sunt la biserică eu și când ești la biserică tu, în granițele în care limbajul poate oscila, fiecare dintre noi când începem rugăciunea, o începem cu Tatăl nostru care ești în ceruri. De ce? Pentru că așa a început-o Dumnezeu. Iar dacă cineva stă și scanează textul biblic și stă de la distanță și pe mine, mă vede pe mine și pe voi, zice, cu adevărat, oamenii aceștia sunt niște sfinți. Ei folosesc exact același joc de cuvinte pe care l-a folosit Dumnezeu. Comportamentul acesta strident, vizibil, atitudinea aceasta incisivă față de ceilalți, ca și cum totul este biblic, declară despre mine și despre voi că suntem niște sfinți. Însă când mă uit aici, în pasajul pe care l-am citit, văd, nu știu cum să zic, o atitudine a lui Hristos foarte străină de El. Dacă n-am ști ce se întâmplă mai departe, și ar fi doar atâta scris, am triumfat de bucurie. A venit cineva la Iisus și a zis, plecăciune ție, Fiul lui Dumnezeu. Și l-a sărutat. Și pe cine-l vezi că se pleacă înaintea lui Dumnezeu și îl sărută pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, ce ai de făcut, fă repede. Înțelegi că un om care îi se închină și un om care îl sărută are de făcut neprihănire. Și Iisus îi spune, sau Dumnezeu îi spune, neprihănirea aceasta pe care o ai de făcut, pocăința aceasta pe care o ai de făcut, situarea aceasta în voia și în canoanele mele dumnezeiești pe care vrei să le faci, fă-le repede! Ai vedea totul într-o superbă așezare și dialog divino-uman. Este ceva fantastic. Dar pentru că știi ce s-a întâmplat, lucrurile se schimbă fundamental. Hristos îl batjocorește. Hristos vorbește cu două înțelesuri. Hristos îi refuză sărutul și închinarea. Hristos le preia ca să-i scoată în evidență sau să-i joace cartea de vânzător, de mizerabil, Am vrut să pun o întrebare.
imediat vom face rugăciune și prin cel care se roagă, toți vom zice, Tatăl nostru care ești în ceruri. La declarația aceasta, oare va spune Hristos, dragii mei, ce aveți de făcut, faceți repede. Adică, jocul de cuvinte în sine este măreția comportamentală a cerului. Jocul de cuvinte în sine este atitudinea dumnezeiască prin care Dumnezeu își duce dragostea la cotirile maxime pentru om. Dar dacă în urma acestei declarații a mea sau a ta, cerul zice ce ai de făcut repede, fă repede, înseamnă că poza mea de a mă închina cum s-a închinat cerul, poza mea de a mă comporta cum s-a comportat cerul, este luată în batjocură de Dumnezeu, pentru că este dată în vileag mizeria din lăuntru meu, tendințele mele, intențiile mele, care n-au niciun fel de legătură cu această catapeteasmă cu care învelesc comportamentul meu. Dragul meu, frate și soră, nu cumva când ești lângă patul tău și te rogi și zici Tatăl nostru care ești în ceruri, nu cumva în ceruri se zice, Domnule Coman, ce ai de făcut? Fă repede! Dacă da, înseamnă că suntem străini de Dumnezeu și familiari celui rău. Înseamnă că suntem departe de Dumnezeu și aproape de cel rău. Înseamnă că suntem plecați din zona mântuirii și suntem pecetluiți în zona pierderii mântuirii. Ca Dumnezeu și totuși altfel. Hai să facem un pas mai departe. O altă expresie care apare așa pe buzele mele și pe buzele tale ca surâsul femeii care rămâne însărcinată. Este un surâs diferit, străin comunului și familiar geniului. Este declarația de victorie a templului Duhului Sfânt care zămislește ființa. Și o expresie care apare în felul acesta pe buzele mele și pe fața mea, pe buzele tale și pe fața ta, este următoarea. Dumnezeu este dragoste. Mereu ne găsim tihna aici. Mereu ne găsim sensul propovăduirii noastre în contextul acestor cuvinte. Mereu ne găsim, nici nu știu cum să numesc asta, mereu ne găsim bucuria religiozității noastre în puterea supranaturală, cum folosim noi, a acestei declarații Dumnezeu, despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dar oare când aude Dumnezeu declarația asta mea și a ta, ce zice? Nu cumva zice ce ai de făcut, fă repede. Adică
Adică Iuda n-a venit cu o sabie scoasă din teacă strigând: Doamne, până aici ți-a fost! Te înjunghi și te răstignești! Și Iisus să zică: ce ai de făcut, fă repede! Și atunci totul era așa în vileag, era în flagrant. Iuda a venit spășit de o decență religioasă ieșită din comun. În felul în care era atunci, a găsit cea mai perfectă formă de situare pe canoanele cum ar trebui să stea trupul în momentul plecăciunii. Și apoi a făcut gestul dus în zona dumnezeiască, zice așa Scriptura, să vă sărutați între voi cu o sărutare, cum? Sfântă. Și s-a apropiat de Hristos, a așezat buzele lui pe obrazul lui Hristos și a dus în zona sfințeniei gestul lui. Și Hristos a zis: minunat, ce ai de făcut? Fă! Când eu și tu rostim, Dumnezeu este dragoste și ne uităm în ochii Lui, tu ești dragoste. El nu se blochează la clișeu. El nu se blochează la imaginea videoproiectorului. Oricât de elegant aș fi, oricât de pus la punct aș fi în intonație, în gest, în sprânceană, în aranjament, nu, el nu se blochează la acest afiș de pe gard, nu. Ci el știe de unde vin. El știe de unde vii. El știe câți bani am pus în pungă și i-am dat. El știe cui i-am dat. El știe de ce i-am dat. Și el știe de ce am venit să zic: Dumnezeu este dragoste. Mă fac că plouă, te faci că plouă. Și chiar plouă. Și el, calm, preluându-mi declarația și gestul, nu cumva zice: domnule pastor, ce ai de făcut? Fă! Tatăl nostru care ești în ceruri, ca Dumnezeu, și totuși altfel. Dumnezeu este dragoste, ca Dumnezeu, și totuși altfel. Plecăciune ție, Hristoase, ca Dumnezeu, și totuși altfel. Auzi, nu cumva viața mea, nu cumva viața ta e așa? Apare un element în plus, nu știu de ce, îl văd pe Dumnezeu necorect aici. Dumnezeu să mă ierte dacă e posibil pentru declarația pe care am făcut-o. Pentru că în momentul în care a zis Iuda aceste cuvinte, Iuda nu mai putea să se schimbe.
Și nu știu de ce, la voi și la mine, sau la mine și la voi, în momentul în care rostim aceste cuvinte, ca Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri și totuși altfel, Dumnezeu este dragoste și totuși altfel. În momentul în care rostim aceste cuvinte, la mine și la voi sau la voi și la mine, e cu putință întoarcerea. Nu știu de ce nu-i Dumnezeu la fel de rigid ca la Iuda. Dar rămâne o întrebare. Oportunitatea aceasta de a mă putea schimba, o folosesc și o folosești ca să mai pot să zic ca Dumnezeu și să fiu altfel? Sau o folosesc ca să zic ca Dumnezeu și să fiu ca El? Timpul s-a cam dus. Și aș fi vrut să pun în discuție mult mai multe expresii. Poate mai iau una, doar o amintesc și încheie. Sângele Lui ne spală de orice păcat. Când eu spun cuvintele acestea, și când tu le spui, răspunsul lui Dumnezeu care e? Pentru că sunt, e o expresie ca Dumnezeu. Scumpii mei oameni, e bogată viața voastră și viața mea de expresii și comportamente ca Dumnezeu. Dar cu expresiile acestea și comportamentele acestea furăm ochii oamenilor. Ai lui Dumnezeu? Nu. Și dacă după Tatăl nostru care ești în ceruri, dacă după Dumnezeu este dragoste, dacă după harul tău ne este de ajuns, dacă după sângele Lui ne curățește de orice păcat, dacă după El va veni curând, dacă după Amin, vino Doamne Iisuse, dacă după se împlinesc profețiile, dacă după pecetea este gata să se pună pe frunțile celor credincioși, dacă după sâmbăta este ziua plină de haruri ale lui Dumnezeu, dacă după reforma sanitară este brațul drept al îngerului al treilea, dacă după toate declarațiile acestea ale mele și ale tale, care sunt ca ale lui Dumnezeu, Hristos spune, Domnule Coman, ce ai de făcut fă repede? Toate cuvintele acestea dumnezeiești de pe buzele lui Coman au o singură identitate, Iuda Vânzătorul. Pastore, nu cumva ești tu? Omule, nu cumva ești tu?
Și acum, pe toate gardurile și în toate colțurile și peste tot unde se poate vorbi spumant despre vreo predică de-a mea, există și spre expresia asta, domnule, ce este un mitocan, zice, n-are niciodată soluții. Mă dă în cap la toți oamenii și n-are niciodată soluții. Așa este, frații mei, sunt mândru pentru asta. Eu n-am nicio soluție. Singurul care are soluții e Dumnezeu. Dacă vreți să vă mântuiți, întoarceți-vă la El. Nu ca Dumnezeu și fundamental altfel, ci ca Dumnezeu. Punct. Cel dintre noi care se expune în felul acesta în fața Sfintei Evanghelii va avea har și Dumnezeu îl va ajuta să treacă peste toate. Îmi doresc, dragul meu, să ai har și Dumnezeu să-ți ajute să treci peste toate. Și rămânând ca Dumnezeu, mândria chipului Său să fie pe ochii tăi și în sufletul tău, prin Iisus Hristos și pentru totdeauna. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vom încheia acest serviciu divin cu imnul 269. În timp ce instrumentele vor intona melodia, se va aduna darurile pentru tineret.
Părintele nostru Sfânt care locuiește în ceruri, în numele Domnului Iisus venim înaintea Ta să-ți mulțumim și pentru cuvântul din după masa aceasta. Te rog ca să ne iezi pentru modul perfid în care ne-am comportat în viața noastră de până acum. Te rugăm să scoți la lumina reflectorului adevăratul nostru caracter și ajută-ne, Părinte, ca să ne întoarcem la Tine cât mai este har. Ajută-ne să trăim o viață sfântă după voia Ta. Ajută-ne să nu mai fim duplicitari și în felul nostru de viețuire să Te avem doar pe Tine țintă, Doamne Iisuse, și comportamentul Tău, dragostea și iubirea Ta să fie ca tapeteasma vieții noastre. Te laudăm și Te preamărim. Rămâi cu noi în săptămâna în care intrăm și felul nostru de viețuire să fie plăcut și sfânt înaintea Ta. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Rămâi cu noi. Amin. Amin. Dragii mei, cu această cântare și rugăciune, serviciul divin din după amiaza aceasta și toate din această sâmbătă s-au încheiat. Dumnezeu să vă păstorească mai departe. Amin. Mi-a fost drag să vă reîntâlnesc. Am lipsit un pic, am fost, cum v-am spus, la Poienile de sub munte, am avut o evanghelizare. Dumnezeu să fie lăudat. Nu cred că se pune problema de merite ale cuiva în afară de ale lui Dumnezeu. A fost o evanghelizare din punctul de vedere al participării oamenilor cum erau mai de mult, adică într-o sală de undeva în jur de 200 de locuri și unde membrii locali sunt maxim 80, în fiecare seară sala a fost plină, adică în fiecare seară musafiri au fost mai mulți, cu mult mai mulți decât cei din biserică. De ordinul 60, 70, 80, 100, a fost primarul, a fost șeful de post, au fost profesori, directorul școlii de acolo, școală mare, profesori de la școală au fost la evanghelizare. A fost o săptămână frumoasă. Dumnezeu să-și adune gloria și rezultatele. Amin. Sigur că o parte însemnată dintre musafirii de acolo au venit datorită acestei biserici Nazna, pentru că ei, aproape cu regularitate, toată hrana lor spirituală este de aici, de la biserică, chiar dacă ei sunt ortodoxi. În fiecare sâmbătă, în fiecare vineri, în fiecare miercuri, caută canalul nostru ca să asculte o predică care să îi hrănească. Chiar o familie din Vișeu, unde femeia ura efectiv pe adventiști și soțul ei la fel, într-o zi, dintr-o întâmplare căutând pe internet, a dat de o slujbă de aici, a auzit o predică și a început pe ascuns să asculte slujbe. Când au apărut afișele și invitațiile în zonă, femeia a zis: vreau să merg. Și a fost pentru prima dată în viața acestei familii când au călcat într-un locaj de închinare adventist despre care până în acel moment era cea mai spurcată sală care ar putea să existe pe pământ. Și familia aceasta împreună cu copilul lor au fost aproape în fiecare seară. Repet, ni se par cheltuielile poate mari, dar nu realizați ce lucrare se face în mediul neadventist prin transmiterea slujbelor de la noi. Vă reamintesc că sâmbăta viitoare, dacă Domnul ne dă sănătate, avem ceea ce noi numim alegeri. Dacă sunt alegeri sau ce sunt, nu cred că eu trebuie să comentez chestia asta. Dar vă rog să vă formalizați.
aveți dreptul și obligația să oferiți evenimentului acestuia cea mai înaltă decență. Aveți dreptul la opinie, să spuneți, nu vreau așa. Dacă cineva ține cont, e bun, dacă nu ține cont, e bun. Dar fiecare dintre noi ar trebui să fie responsabil pentru ceea ce se face. Nu vă dați seama câte lucruri minunate am putea să facem cei care suntem aici. Mai mult de atât, nu pot să vă spun nimic. Vă aștept miercuri seara, pe toți. Luați-vă și pe cei din casă care n-au fost. Este miercurea dinainte de alegeri. Ce frumos ar fi să fim împreună, să cântăm Domnului, să ne bucurăm și să ne gândim. Vă aștept vineri seara, de la ora, la ce oră e vinerea, Justinian? 8. Deci vineri seara de la 8, miercuri seara de la 7:30 și sâmbătă dimineața de la 9. Aș dori ca serviciul divin de după amiază, așa cum avem obiceiul, să fie clar pentru toată lumea cine sunt frații care ne vor reprezenta și în jurul cărora ne adunăm toți forțele ca să facem ceea ce este plăcut și frumos pentru Dumnezeu. Vă mulțumesc, să aveți o seară frumoasă și o săptămână binecuvântată. Cu dragul lui Dumnezeu ne despărțim. Amin.